Salut și bine ați venit la un nou clip din pe acest primul canal, eu sunt Sorin, iar astăzi, da, s-a luat TNT de mine și să fac clipul ăsta neapărat, că dacă nu îl fac, nu continuă drama și nu facem views. Anyway, îl fac clipul ăsta acum dimineață, că abia m-am trezit, dar da, cu cea mai mare plăcere, primul lucru pe care trebuie să-l fac dimineață este să răspund la TNT, așa că ce mai așteptăm, hai să intrăm în pâine. Twitter. De TNT încearcă să intre pe piața din America cu un cont de Twitter, dar nu va reuși pentru că această piață este greu de accesat, dar trebuie să vă zic că chestiile astea sunt destul de interesante, așa și un point. So, nu știu dacă mi-a dat follow, dar gen, nu sunt logat aici cu contul meu Killer Bananas de Twitter. Am și eu un cont de Twitter Killer Bananas, să știți că sunt foarte activ acolo. Targetez și eu piața din America, l-aveți în descriere, by the way. Anyway, m-a atacat, că bă zice l-obraznic, uitați-o leacă. Dar trebuie să recunosc poza asta. Poza asta când... Ai că... Ce mai vrei? Ce mai vrei mai mult de atât? E perfectă! Seamănă perfect cu TNT. Cred că ar trebui să revin la cum făceam prin 2012, 13, 14, să postez doar un clip sâmbătă. Cred că ar fi... Da, asta ar merge perfect în cover-ul canalului, știi? Weekend! Activ doar în weekend. Anyway, când sunt răzbunător după bully, dacă nu scot Bă, acum depinde care sunt eu, știi, dar cred că eu sunt Samurai Jack aici, în acest scenariu. Da, amuzant că who to follow, știi, motivation coach, discover your inner power, just a girl who loves playing games and supporting others. Și apoi vine de TNT. Când zic, crezi că dă sfaturi bune, vă urez ok. Bă, dar ăsta nu-i un monstruleț din Powerpuff Girls? Parcă așa mi-amintesc. Perfect, o să-l pun în thumbnail. Dar îmi plac 3D-urile astea, este un joc, că l-a jucat și eu pe stream, dacă... Ar fi un joc foarte on topic pentru canal. Din ce știu, nu era așa de... Sau era deștept? Nu mai știu. Dexter clar n-aș fi, că nu sunt așa deștept, dar... Mac, copil cu ADHD, nu eram chiar copil cu ADHD, mă. Cred că mai degrabă Flapjack aș fi fost. Blue, nu știu, Blue, na, nu cred că eram Blue, dar Flapjack cu siguranță. Că buzi la ședința cu King Banana, sorry. Oh, te lua cumva de moderatori? Ăsta este cumva... Oh, stai de să mă gândesc care e cel mai wrathful moderator din toți. Cel mai wrathful moderator din toți. Bă, nu cred că am un moderator care să fie așa, gen... Să taie lumea în două, așa, pac, pac. Dar da, eu fiind Flapjack... Oh, uite, l-am găsit pe Bad Boys aici. El e Buttercup cu siguranță că e rău. E bad. Acesta... Ah, The Metal! El e moartea din Carpați. Perfect! 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 Că mă să sugar. Cred că nu știu de ce râd așa mult, dar mi se par funny, știi? Ele nu par așa, dar par out of context, așa. Că se pe interfață. Aici e balenă cumva. E balenă. Când văzut și bananele, când descoperă că nu le acordă atenție. Când vede că ursul, stai, când vede că ursul mănâncă pe ascuns. Killer Bananas când vede că armata de vrăjitori din Gilda năucește bananele. Aoleu, aoleu, oh nu, oh și, trebuie să am grijă, am villain. Și villainul principal are și el supuși, deci pot să fiu atacat și de supuși fără să-mi dau seama. Dar nu... Anyway, banger. Banger. Trebuia să înregistrez odată primul răspuns al de TNT și am zis că un clip, mai ales acum că fac câte două clipuri, sau mă rog, încerc să fac câte două clipuri pe zi, e timpul să răspund, da? Da!
Ok, bun, cred că ar trebui să vină distract la distract, dar nu știu ce distract aș mai putea face. Am făcut atâtea distracuri de TNT încât ar trebui să-mi găsesc alt dușman. Cine ar putea fi următorul dușman al canalului? Nu știu exact. E greu de zis. Am atât de mulți dușmani posibili dintre care să aleg încât efectiv nu știu ce să zic. Monkey, vrei să fii dușmanul meu? Uneori și tăcerea este un răspuns. Anyway, da. Știu că v-a plăcut acest clip. Fantastic clip. Da, dacă tot am făcut clipul ăsta, hai să vă mai anunț ceva acum legat de canal, așa. Am stat și m-am gândit aseară. Și de fapt nu doar aseară, am mai multe zile mă tot gândesc. Aș face un fel de clip special, cumva să îmbin mai multe chestii în el, dar nu vreau să vă dau prea multe detalii, pentru că dacă vă dau detalii aș da spoiler, aș vrea să fie o surpriză clipul ăla, numai că ca să-l fac mi-a luat mai mult timp și ar fi mai greu să managerez chestia cu două clipuri pe zi, deci e posibil, adică poate luna ianuarie o postăm așa cu două clipuri pe zi, dar e posibil ca prin februarie să revenim la un clip pe zi sau la chiar un shorts, deși nu știu, shorts-urile nu prea mi se par că se pliază neapărat pe YouTube, nu știu, tot mi se par odd, chiar și când mă uit la alți YouTuberi și văd că postează shorts, tot mi se par o leacă odd așa, but anyway, nu știu, o să văd, dar ideea este că aș vrea în același timp să mențin și streak-ul ca să nu pierd streak-ul, că e foarte important acel streak, nu mai pot să fac flex dacă nu l-am. Dar în același timp să fac niște clipuri care să creeze o leacă mai mult hype, că ați văzut, mi-a luat în tier list-uri că eu nu aștept clipul lui Killer Bananas cu atât de mare interes, chiar nu l-aștept, deci având în vedere acel lucru, trebuie să facem ca lumea să aștepte măcar un anumit tip de clip. We need to improve ourselves. We need to master ourselves. We need to grow. We need to... It's about drive. It's about power. We devour. Da. Anyway, mă gândesc. Nu sunt sigur 100% că vine. Oricum, orice anunț o să-l fac pe comunitate în staff și da, o să vă țin la curent și pe Discord și peste tot. Bun, gata. Nu vreau să mă mai lungesc prea mult cu acest clip. Mulțumesc de TNT pentru că ești aici alături de canal și dai distracuri, deși ai întârziat vreo 3 ani. Dar, da. Ok. Și rest ce să vă mai zic, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Bineînțeles, dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți în două butoane de like, cel de subscribe și clopoțelul, că mă ajută foarte mult dacă veți deveni și membrii canalului. Oh, asta chiar mă ajută, asta se umple borcanul acolo. Uitați, am un borcan cu bani undeva în spate pe acolo. Hai că și arăți pe... uite-l. Și da, ne mai zic, mă, să-ți pas pe canal clip pe acest canal. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi extraordinară în continuare, pa, pa!